Bună dimineața! Toate poveștile încep cu a fost odată și se termină cu pentru totdeauna. De când suntem mici, de când ne amintim, credem doar în povești, fie că admitem sau nu. Ne dorim ca viața noastră să fie o poveste, ne dorim ca aceasta să nu se termine niciodată. Și se întâmplă acest lucru datorită vouă, tuturor celor care vă aflați acum în această sală și în fața cărora eu nu am ce să spun. Am ales să transmit acest mesaj și să mă aflu în prezentarea unui om care pentru mine este o poveste pe care nu-l cunosc, dar cine cunoaște autorii tuturor poveștilor în care crede? Aproape nimeni. De mici citim și ne identificăm cu autorii poveștilor scrise, pe care ni le dorim infinite. Atât de mult cred în domnul Alexandru Rogobete, pe care sper să ajung să-l cunosc într-o zi, ca să-i simtă această energie pe care o am și eu, am ales să transmit acest mesaj ca să vă spun că sunteți cei aleși de Dumnezeu să ne țină de mână. Între viața pe care ne-o dau doar mamele și sfârșitul pe care ni-l dă doar Dumnezeu. Și El v-a ales pe voi. Să ne treceți sau nu dincolo, căci poveștile nu se termină niciodată. Dar mâna care te trece este ultima pe care o strângi. Am trecut poate prin cea mai neagră perioadă a istoriei moderne. Așa a fost șansa noastră și așa a vrut Dumnezeu să trecem prin ultimii 4 ani. Și terapia intensivă a fost tot ceea ce noi mai aveam. Și vreau să vă mulțumesc că nu ne-ați lăsat. Eu știu ce a fost atunci, în fiecare zi, chiar dacă nu am ajuns să țin pe nimeni de mână acolo. Dar am avut prieteni. Și am avut familie. Și nimeni nu i-a lăsat. Vreau să vă mulțumesc că ați ales să nu. Că alegeți în fiecare zi viața. Nu știu dacă. Atunci când devii medic de terapie intensivă, după un timp îți mai amintești ce înseamnă să fii doar pacient sau doar un om obișnuit, așa ca mine. Și să simți că la propriu devii Dumnezeu în această călătorie, în povestea fiecărui om ajuns acolo. Nu vă imaginați, atunci când ești pe masa de operație sau când te-ai trezit, pentru un om obișnuit, așa cum sunt și eu, sunteți viața. Este ceva pentru care nu merită să trăiești, ci merită pur și simplu doar să visezi. Am ținut să transmit acest mesaj pentru că vreau să credeți că puteți să faceți totul și că noi toți, oamenii obișnuiți, cei pe care Dumnezeu i-a lăsat în această viață și a avut încredere să ne lase pe mâna unor oameni ca dumneavoastră. Vreau să credeți în povestea fără de sfârșit și vreau să nu ne lăsați. Vă mulțumesc!